Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Astăzi va fi o zi plină de emoții. Am mai trecut prin asta, că doar suntem la al 10-lea sezon. Dar se va întâmpla la fel, sentimentele vor fi din nou la fel. Astăzi, practic, este cea mai importantă zi din tot sezonul. Pentru că este ziua în care se decid finaliști. Nu, astăzi gata. Astăzi e cum or putea, de aici încolo concurenție doar la ei, noi nu mai avem ce să facem. Emoții mari cu inima strânsă, să le țin pumnii. Ai, gata, tata. Am ajuns și semifinala. Ați ajuns, bă, bravo. Da. Da? Suntem semifinală. Ai de capul meu, deci nu vine să cred. S-a aici, s-a orice ar fi, s-a aici. Da, nu pot să cred. Deci e faptul că vorbim despre semifinală și eu mă aflu în ea, pentru mine e cea mai mare zi. Am foarte mari emoții și vreau să-mi trăiesc la maxim. Vreau să fiecare secundă să mai profit de fiecare secundă, fiecare minut și să stau aici. Aveți emoții? Dacă avem emoții? Da. Doar, n-am să aveți emoții? Eu am. Suntem vardă. Mă simt bine, dar am emoții. Mă simt wow, dar mi-e frică. Dar Manciu semifinalist. La Luca Todea, semifinalistă. Yes! E semifinală. Băi, eu am ajuns în semifinală. Adică, stai așa. Oxi este semifinalistă. Oxi astăzi trebuie să demonstreze. Doamne! M-am trezit azi dimineață, am deschis geamul. Mamă, era un soare, era frumos. Cântam făsărelele, am zis, băi, lume, venea să răgnesc. Să mă audă tot orașul, băi, femeie, ești semifinalistă! Incredibil! Sper să nu plâng acum, să-mi stric machiajul. Acum, înainte de bătălia crâncenă care va urma. Ce? Să-mi dau câteva palme. Am niște emoții, sincer, deși acum tremur, că nu știu, nu știu ce o fi astăzi pe bune și, sincer, nu știu. Toată noaptea m-am tot... Uite așa, m-am... Astăzi e lungă. Chiar. Rău. Sunt super odihnit. Azi e ultima bătălie, să zic așa, ultimul battle, nu știu dacă pot să-i mai spun. Azi oricum o să fie trei, de fapt, și foarte grele. Foarte grele nu neapărat de tema care o avem, cât de simplu fapt că ne presează treaba asta, că e semifinala, știi? Și eu am mai niște emoții. A? Am și niște emoții. Emoții, cred că avem toți. Cred că cine n-are emoții nu e profesionist, părerea. Adică dacă vii fără emoții, înseamnă că nu vrei mai mult. Șef, aveți emoții pentru noi? Da. Zoam. Cum să mai văd totul și el la fel ca cum și sunt? Doamne... E poate nu la fel de mari ca voi, dar am. Normal. Noi avem. Sunt plin de emoții astăzi. Nu cred că mi s-a întâmplat până acum. Deci n-am putut pur și simplu să dorm azi noapte. Sunt nerăbdător să văd ce o să iasă astăzi. Să vedem care merită să intre în finală. La asta mi-e gândul mie și sper să fiu unul dintre ei, pentru că aia îmi doresc. Eu e foarte emoționat și foarte mulțumit și așteptam să vedem ce se întâmplă astăzi, că eu e în intriga. Șef, câte parte trebuie să facem? Câte parte nu știu, mă, aveți răbdare. Nu știu. Nu știe nimeni, nu știe nimeni ce probe sunt. Nu știu. Poate șef știe ce probe sunt, dar nu vrea să ne spună. Nu știu nici ce probe sunt. Niciodată nu știm probele de înainte. Nu știm probele, nu știm jurații, nu știm temele, nu știm câte farfurii, nu știm cât timp aveți. Nu știm nimic. Bă, trebuie să gătiți astăzi cum n-ați gătit niciodată în viața voastră. Să vedem ce ne-a dat. Ce? Ce ne dă, ce ne... Să vedem tema. Da, tema. Acum nu mai contează culoarea care s-a făcut. Mamă, ce faină rochie! Gina, eu sper că măcar în finală poate găsești o rochie argintie așa. Culoarea lui Cătălin. Nici asta nu vă place! De la noi aici! N-am zis că nu-i frumoasă, eu mă referam doar la culoare. Strălucești mai tare decât un reflector în momentul ăsta. Acesta era scopul. Dar atât despre mine. Acum să vorbim puțin despre voi. Da. Cine este semifinalist? Mâna sus. Cine? Eu sunt finalist. Aplauze, dragi mici, pentru voi! Bravo! Felicitări, dragii mei! Felicitări! Nu pot decât să mă las dus de val, să trăiesc experiența asta la maxim și să dau tot ce pot, să scot cea mai bună farfurie sau preparat sau orice aș avea de făcut.
Vreau ca astăzi să dau tot ce am mai bun. Astăzi vreau să-i demonstrez lui șef Dumitrescu că a meritat să mă aleagă la el în echipă și că sunt demn de finala șef la cuțită sezonul 10. Sunt super motivat, azi vreau să merite tot efortul. O să încerc să fiu sincer, foarte original. O să las partea asta de fine dining, de avioane, de fonfleuri. Astăzi o să încerc să fiu eu însumi. Adică, cred că numai așa aș reuși să trec. Bravo, șef Sorin! Vai, mulțumesc, să spun și eu despre mine! Bravo, șef Florin! Mulțumesc! Bravo, șef Cătălin! Sper din tot sufletul să fie o zi frumoasă, să avem farfurii plăcute, gustoase, pentru că sezonul 10, mai mult ca oricare sezon, a fost chiar ca un sezon aniversar, cu farfurii extraordinare, cu note spectaculoase. Cele mai mari note în probe au fost luate de sezonul 10. Deci, de departe, sezonul 10 a depășit toate celelalte sezoane. Sezonul 10 pentru mine s-a încheiat aproape de tot. Nu pot decât să mă rog să am unul în final. Semifinala este plină de emoție. În 10 sezoane am învățat foarte bine ce se întâmplă în semifinală. Este ziua în care poți să-ți dai seama dacă ai o șansă să ai un sezon de succes, dacă ai finalist sau nu ai finalist. Îmi zic că sunt toți competitivi, toți își merită locul în semifinală și au dorit foarte mult, au luptat pentru asta și în celelalte echipe. Este și Manciu, este și Oxy, este și Raluca. Pe Adi pare cel mai bun de până acum, trebuie să o recunoaștem. Dar nu întotdeauna cel mai bun a câștigat. Contează echipa, cum gătește pentru tine, degeaba ești tu foarte bun, nu poți să le faci tu pe toate. Contează foarte mult echipa din spatele tău. Cred că am 4 concurenți buni, cu aptitudini, cu siguranță merită cu prisosință să fie în semifinala asta. Gina! Oh, ce frumos! Vezi? Frumos, mulțumesc! E zmoară când se întâmplă asta, o declarație atât de... Vreau să-l fac mândru pe șef astăzi, să nu fie rușine cu mine. Florcica a venit mai târziu în echipă și am primit un cadou de la Scârlătescu, dacă pot spune așa. El a adus-o în echipa mea. La început am fost, ok, că nu știu, dar pe parcurs a început să-mi placă foarte mult, gătește foarte bine și să știi că s-a descurcat foarte bine și îmi place că e bătăioasă. Va avea și ea șansa ei. Și vreau să-i demonstrez la șef Scârlătescu că m-a aruncat cu praște, așa, m-a tras cu praște la șef Bontea și să-i pară rău. Avem și noi ceva, Gina. Gina, am și o amuletă. Copilul, ridică mâna. Am și o amuletă. Așa, ce zice? Ți se oferă dreptul de a-i lua în echipa ta în finală pe cei 3 șefi. Asta ar putea fi amuleta mea. Tu oricum ai amuleta asta. Avem și noi ceva, Gina, nu avem scris, să-ți spunem mulțumim și te iubim. Oh, ce frumos. Mie sau lui Cătălin? Sau și mie și lui Cătălin? Mulțumesc frumos. Și eu vă iubesc. Sunteți foarte simpatici, foarte drăguți. Sunt foarte mândră de voi. Mulțumim. Și mă bucur să... Mă bucur că v-am avut... Cred că iar îi venea să plângă. Dectorul zicea că de ceva îi venea să plângă. M-am emoționat. E foarte emotivă, am văzut. Vine lacrima, vine lacrima, o simt, o văd. Nu, mă machiază, nu, Gina! Am eu machiază! Nu, Gina, nu! Aia mai lipsește. Pe mine, latura umană a oamenilor și partea lor sensibilă și tot ce e legat de faptul că se termină echipele și azi suntem fiecare pentru fiecare, pe mine mă emoționează foarte mult. Gina e mamă ca și mine și când vorbește, pe mine mă impresionează. Astăzi suntem pe dragoste, pe sentimente curate, pe lucruri frumoase. Gina era ca un juvaier scos dintr-o cutie și Gina lucea și rochia ei era superbă. Doamne! Mulțumesc! Mulțumesc! Într-adevăr, o semifinală demnă de niște câștigători deja. Mă bucur foarte mult că v-am avut în această aventură minunată. Un sezon de nota 10, șef la cuțite, sezonul 10. Da! 10! Hai! Bontea 10, care și-mi trece! Sunteți minunați, dragii mei! Se termină. Mai este un pas la finală și gata. Ați fi repede a trecut. Mi se pare că ieri am ajuns la preselecție. A trecut foarte repede. Mi-e frică să nu fiu plângăcioasă. Nu vreau să fiu plângăcioasă, nu vreau. Vreau să nu. Pentru că gândurile sunt fai în cap. Eu azi trebuie să fiu nașă mare și îmi cer mii de scuze la finii mei, dar asta e pe viață, asta e mai important ca orice și... Nu puteam nici cum. O să ratez șansa asta unică în viață, pentru că asta e unică în viață.
le mulțumesc că mă înțeleg și sunt foarte mândră și soțul e foarte fericit, ar vrea foarte mult să fie lângă mine, nu se poate, din păcate. El a avut mai mari emoții ca mine și și-o dori mai mult ca mine și e foarte mândru de mine. O să fie ce a fi, tu deja ești o câștigătoare pentru noi. E foarte mândru de mine. N-am idee absolut deloc ce o să fie astăzi. De azi dimineață, până la ora asta, câte gânduri am avut. Deci soția, fanul meu numărul unu, copii. Deci, bă, deci ea m-a înscris și, nu știu, bă, mă, și-mi pare așa de rău. Bă, nu e lângă mine, am nevoie de ea. Noroc cu tehnologia din ziua de astăzi, că altfel nu știu ce făceam. N-am mai fost de mamă de când am mai fost acasă. Deci mi-e dor de ei și e foarte mândră de mine. În primul rând, foarte mândră. Eu nu mă așteptam să ajung până aici când ea îmi spune eu am încredere în tine până la sfârșit. Deci e o motivație în plus. A simțit ea chestia asta și uite că, uite-mă în semifinale. Hai, dragii mei, aveți emoții? Da. Maxim. Da? Maxim. Tu ni le dai mai rău. Da, nu știu da. Cum reușești, dar ne sparge emoțiile. Eu mă emoționez la fiecare cuvânt de plecare, de schimbare, de astăzi o să fim ultima oară cu șefii alături de noi. E o stare care te copleșește și eu chiar le am pasia cu plânsul. Când mă gândesc la copii, mă gândesc acasă, mă gândesc la familie, la toate lucrurile dragi, păi n-ai cum să nu plângi, mă, chiar îmi plângi. Până acum m-am ținut tare. Gata, mai plâng. Deci că sunt nebună, mă, femeie, chiar îmi vine. Deci pe mine mă sperie, nu știu, am așa niște trăiri din astea, că mi-e frică de semifinala asta, de partea emotivă a lucrurilor și cred că o să fie super. O să fie o nebunie. Bă, sincer, m-am uitat. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Merit să fii surprins.